Iată-mă, mărite Ștefan, astăzi facem mâncare turcească, sunt hii cu iertare. Astăzi facem menemen. Și am primit poruncă de la Maria sa să dau o lecuță pe lângă cu rețeta, înțelegi? Adică nu-i neapărat rețeta originală. Nu de altă, dar iar înseamnă ca băieții cei care au stat pe la ori inclusiv prin Turcia și au mâncat menemen dintre ăsta, de acela de-a lor. Eu îl fac pe sistem moldovenesc, dar rețeta de bază aia e. Stai să vezi despre ce-i vorba. Ai răbdare, Leac. Nu pleca nicăieri? Dacă pleci, ia-mă și pe mine, dacă pleci. Pun și unt. O lecuțică de unt aici, antigai, pac. Adică, așa. Topim ușurel așa untul. Menemem ăsta, sau cum îi zice lui, menemem, așa ți se limbă prima gură. Nu e de fapt altceva decât o lecuțică de scrop turcesc. Stai așa că mi s-a ardut untul, stai că să zic mai încolo, stai așa, ce punem mai întâi? Niște ardei iute, pac. Uite la, pârpulesc o lecuțică ardei ăștia, așa. Dă o lecuțică focul mai mic, ei. Mițel, ui. Așa și pune și niște șapă, ui. Da, șapă. O șapă mai babană. Călim o lecuță cu ceapa asta. Dar nu pentru foarte mult timp, că punem și niște ardei. Gras. Tocat așa mărunt. Și îl muiem o lecuță cu toate legumele astea. La foc mărunt îl muiem. Am să pun niște sare ca să ajut să moaie mai repede. Uite așa, să o înmuiet cât de cât legumele astea. Cu știuliu, cu niște cârnăciori. De care vrei și de care ai. Eu am aici niște cârnăciori, de ce e spaniol, de ce e fandosit. Dar poți să pui chiorizo, poți să pui cârnați de porc, poți pui chiar kaiser, chiar ce vrei tu. Bineînțeles că nu se pune în rețeta originală turcească, încă o dată. O fac mai moldovenească. Mă repet că sigur o să fie unul care scrie în comentarii. Băi, bărbosule, asta nu e rețeta turcească, băi, cu cârnațul, n-ai văzut cu cârnați de porc, rețeta turcească. E, n-am văzut, știu. Dar eu am pretenții că o fac mai bună decât turcii, înțelegi ce zic? A lăsat un minuță și cârnați cei acolo, huștului cu niște usturoi. Uștiu cu o linguriță dintre asta așa cu vârf de bulion. Amestecăm frumos și bulionul ăsta. După care uștiu cu o cantitate destul de generoasă de roșii tăiete. Uite așa. Și eu am să pun și vreo 50 de mililitri de vin alb. Sec sau demisec? Amestecăm frumusel. Am să pun capacul și am să las așa să fie albă vreo 10 minuțări cu capacul pus. După care revenim. Continuăm. Ia fiți atenți. După 10 minuțări luăm capacelul. Ăsta e momentul în care poti vin de sare. Îi mai trebuie foarte puțin sare. Îi trebuie piper, că n-am pus deloc. Ardeii cea la iute, mi-aș fi dorit să fi fost o lecuță mai iute, da? Am să pun niște freșcăței la sfârșit. Uștiuc aici cu două ouă. Uite așa. Unu, doi. Și am să amestec eu ouăle astea, uite așa frumos. Aici. Amestec bine. Foc observați, tot timpul mititel, nu foarte mare. După ce am amestecat ouăle, uștiuc deasupra cu niște cașcaval ras. Uite așa frumos. Punem căpăcelul și lăsăm așa până stopește cașcavalul ăla. Uite așa. Atât a tot. Vreau să stopească cașcavalul. Atât. Și gata. Mua. Hai, domne, ce ai așa de aici, domne? După vreo 2-3 minuțele, am luat capacul. Ia uite ce e aici. Și am stâns focul. Gata, te-am pupat pe portofel. Ăla-i tată. Am să mai pun niște fleșcăței de ardei iuți, că v-am spus că ardei iuțea la iute nu-i atât de iute. Și am să mai pun niște sumac. Uite așa. Dacă asta e bineînțeles opțional, asta e preferința mea. Și apoi nu știu cum îl mănâncă turcii, dar eu îl mănânc direct din tigaie, băi băiete. Adrian, care-i treaba, băi frate, băi, ia. Ia, Adrian. Băi băiatule. Nu-i din glumă cu așa ceva, ascultă la mine. Vai de mine. Vai de mine. E ridicol de bun.